Life Day 165 War. Riscul de dezastru nuclear este foarte real la stația de energie Zaporojie, avertizează șeful AIEA, încă 4 nave alimentare lăsate duminică din porturile ucrainene în noile forțe rusești din frontul Kharkov și Nikopol-Herson. Le mulțumesc partenerilor tuturor celor care oferă Ucrainei armele necesare. Duminică, Ucraina, Volodymyr Zelensky. Mulțumirile sunt îndreptate în special către Statele Unite, care a trimis mai multe sisteme HIMARS în Ucraina, cu care obiectivele rusești pot fi bătute în spatele frontului. Rușii au continuat în timpul nopții între sâmbătă și duminică, orașele Kharkov și Nikopol, iar anti-aircraft a fost activat. Mai multe nave sunt încărcate cu cereale în porturile din sudul Ucrainei și sunt pe cale să exporte. Astăzi, pentru prima dată de la începutul invaziei rusești, nava lui Fulmar, sub steagul Barbados, a ajuns în portul Chornomorsk pentru a se încărca, a scris ministrul infrastructurii din Ucraina pe Facebook. O altă navă, încărcată cu semințe de floarea soarelui, pleacă duminică Ucraina, în Italia, informează De La Sera. Principalele evenimente de sâmbătă, 6 august. Ora 21, actrița Jessica Chastain a vizitat Ucraina duminică, adunându-se la Kiev cu președintele Volodymyr Zelensky. Actrița americană Jessica Chastain este astăzi în Ucraina. Pentru noi, astfel de vizite la unii oameni celebri sunt extrem de valoroase. Mulțumită lor, lumea va asculta, cunoaște și înțelege adevărul despre ceea ce se întâmplă în țara noastră, a spus Zelensky în Telegram. Ora 19:32 de minute, strigături de soldați torturați, celule pline, afecțiuni inumane, un regim de intimidare și criminalitate. Este puțin probabil în jur, fără comunicare cu lumea exterioară și zilele marcate cu un calendar făcut în casă, scris într-o cutie de ceai. Adică, potrivit unui prizonier care a fost acolo, condițiile din Olenivka, celebrul centru de detenție de la marginea lui Donetsk, unde zeci de soldați ucraineni au ars în viață într-un episod oribil la sfârșitul lunii trecute, în timp ce erau în captivitate. Rusia, scrie The Guardian. Anna Voroșeva, un antreprenor ucrainean de 45 de ani, a oferit o poveste sfâșietoare a observatorului despre momentul în care a trecut în închisoare. A petrecut 100 de zile în Olenivka după ce a fost arestat la mijlocul locului la